casa noastră miroase așa gustos. Cad fulgidul pe fereastră și pomul e luminos. Cadourile ne așteaptă și dulciurile la fel. Curând nu știu ce se arată și audem clopoțel. Ce spune el? Fie binecuvântată casa inimii, lângă mamă, lângă tată și ai lor copii. Astea sunt cele mai sfinte nimic. Fie binecuvântată casa inimii.